Să fie într-un ceas bun. Ne mai luară 10 milioane de euro. Ajunseră la contracte semnate 75 de milioane de euro. Asta înseamnă că am undeva la 30% din total contracte semnate la ADR Sud-Vest-Oltenia. Sunteți județul cu cele mai multe contracte semnate la ora asta. Facem o investiție pentru cei care au nevoie cu adevărat, beneficiarii acestui tip de serviciu de învățământ, dar și cei care muncesc zi de zi în această unitate de învățământ. Această investiție înseamnă și posibilitatea desfășurării actului didactic în condiții mult, mult mai bune. Facem și astfel de școli pentru că sunt unități de învățământ care îi ajută pe tinerii cu cerințe educaționale speciale să se dezvolte, să se integreze și, evident, să beneficieze de servicii de învățământ de calitate. Este pentru mine o bucurie, da, în Costești se fac foarte multe lucruri bune, pentru toată zona este investiția importantă, nu doar pentru Costești, pentru toată zona, pentru că aici nu lucrează doar oameni din Costești, aici lucrează oameni din toată această zonă. Nu a fost axă de finanțare deschisă în România, la care noi, Consiliul Județean Vâlcea, să nu fi luat bani europeni, finanțări nerambursabile. Principalele lucrări care se vor realiza cuprind anveloparea și consolidarea clădirii, reabilitarea șarpantelor și a învelitorii, schimbarea tâmplăriei exterioare, precum și reabilitarea rețelelor electrice, sanitare și termice. De asemenea, se vor monta un sistem fotovoltaic, lămpi cu LED, sisteme de ventilare cu recuperare de căldură pentru asigurarea calității aerului interior și instalație de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu. Practic, se va realiza înveloparea clădirii, schimbarea acoperișului, lucrări de structură de rezistență, înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare, dar și a sistemelor de alimentare cu energie electrică, termică și sanitară. Se vor folosi surse regenerabile de energie, panouri solare, și practic pe lângă clădirea școlii, internatului, vor fi afectate de lucrări, să spunem așa, și partea de cantină și ateliere profesionale. La școala profesională Bistrița învață peste 170 de copii cu nevoi speciale din județul Vâlcea.